Bine ați venit, dragii mei! Mă numesc Agapia și voi face în această etalare predispozițiile lunii decembrie pentru zodia Pești. Fie că aveți semnul zodiacal în Pești, fie că aveți ascendentul, nodul nord sau semnul lunii în acest semn al peștilor, da, sau vă interesează o persoană care este în această zodie, iată, pentru dumneavoastră fac această filmare și sper să rezonați. În general, etalarea este generală. Dacă doriți o etalare personalizată, mă puteți contacta la adresa de e-mail din descrierea videoclipului. De asemenea, vă invit să vă abonați dacă vă va plăcea acest videoclip, să oferiți un like, să comentați, bineînțeles, și în cazul în care veți rezona, v-am spus, ar fi frumos să împărtășiți cu noi pentru a ne bucura și noi, da, să auzim lucruri bune, da, să rezonați cu tot ceea ce este bun. Voi aprinde lumânarea pentru dumneavoastră, de obicei așa procedez. În primul rând, vă adresez rugămintea de a vă gândi la un motiv pentru care sunteți recunoscători, iar apoi, cu acea energie de recunoștință, vă invit să vă puneți o dorință pe care ați vrea, da, să o vedeți împlinită în luna decembrie. Și eu, dragii mei pești, aprind această lumânare pentru ca dorința dumneavoastră să se îndeplinească în luna decembrie. M-aș bucura foarte mult, da, ca toate dorințele pe care vi le puneți să se îndeplinească și bineînțeles că vom analiza fiecare pachet de tarot pe care le-am pregătit pentru a avea un mesaj. Cum spuneam, cu unele puteți rezona, cu altele nu. În general, să nu faceți autoprofeție, adică să nu forțați situațiile, ci să preluați doar mesajele cu care simțiți că vă potriviți, da? Sau mesajele care se potrivesc cu dumneavoastră. Iată care este mesajul Tarot Energy, pentru că aici avem Tarot Energy, da? Cartea aprecierii, foarte frumos, este o carte cu numărul 15, probabil în jurul datei de 15, dragi doamne, dacă sunteți în zodia peștilor, veți fi apreciate. Această apreciere se poate manifesta pe planul personal, relațional, pe planul acesta profesional sau financiar, da? Al sănătății. Foarte frumoasă aprecierea, iar dacă sunteți un domn, e posibil ca pe o doamnă să o apreciați într-un mod deosebit sau această doamnă să vă arate aprecierea. Este foarte elegantă, vedem că are o floare în mână. Probabil că este această doamnă, dorește să-și exprime aprecierea pentru ceea ce ați făcut pentru ea. Probabil că ați încurajat-o, ați susținut-o, dar depinde de caz. Da? Până la urmă, această apreciere se poate manifesta din partea unui bun prieten, din partea persoanei dragi, da, din partea unei rude sau a unui angajator. Să vedem următorul mesaj. De exemplu, să luăm acest oracol al fazelor lunare. Să vedem luna ce vă spune, dragi persoane în zodia peștilor. Iată că sunt două mesaje de la oracolul fazelor lunare. Primul mesaj spune: ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău. Probabil că v-ați pus o anumită dorință. Probabil că încercați să faceți această, să păstrați acest obiectiv, da? Și să nu descurajați, pentru că este păcat. Spune așa că poate v-ați dori ceva foarte mult și în decembrie vă veți descuraja și nu veți continua cu perseverență. Luna spune să nu renunțați, dar să mergeți cu perseverență înainte, în a vă atinge acest obiectiv. Apoi avem impregnează cu iubire situația în care te afli.
indiferent de situația pe care o veți avea, și uitați, de exemplu, aici ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău, are o lună plină, aceasta este pe 19 noiembrie și mai avem o lună plină la o lună, da? În jur de, probabil în jur de 18 sau ceva de genul ăsta, da? Decembrie. Dar o să vă spun din timp că de obicei de lună plină noi eliberăm ceea ce nu ne mai folosește și de lună nouă, cum este această carte, a doua carte, ne punem intenții. Și iată, de lună nouă trebuie să impregnezi cu iubire situația în care te afli, să puneți iubire în tot ceea ce faceți, în orice situație v-ar pune viața în decembrie, da? Să o impregnați cu iubire. Așa cum parfumăm, așa cum florile parfumează parcul sau grădina în care se află, așa și dumneavoastră puteți să aveți această acțiune, da? Alegere. Uitați un nou pachet de oracol, energiile subtile benefice care declanșează vindecarea. Vorbesc despre darurile din partea lunii decembrie. Primul, da, am zis să extragem 3, sunt prea multe, dragii mei, deci sunt foarte, foarte multe. Haideți să vedem, haideți să le alegem. Probabil că sunt mesaje importante și cine sunt eu ca să opresc? Nu sunt chiar atât de multe, mi-am dat seama, sunt 5, da? Să vedem, dragii mei. Deci în loc de 3 sunt 5 mesaje. Veți avea parte de o ascensiune în jur de 19 decembrie. Mai ales, doamnele, veți fi aspectate foarte bine. Această ascensiune se referă la viața dumneavoastră în general, da? A celor care sunt în zodia pești, dar și pe planul profesional, poate să fie și pe planul unei relații frumoase care poate să înceapă pe 19 decembrie. Da, al doilea dar este legat de regnul animal. Poate aveți animale de companie sau vă veți lua animale de companie. Vă va impresiona ceva legat de animale, poate chiar aveți gospodărie cu animale și veți vedea, da, ceva, o îmbunătățire în acest... Nu-mi dau seama, dragii mei, dar este un dar pe care, darul cu numărul 3, în jur de 3 decembrie, da, este ceva legat de animale de companie sau despre animale în general. Este ca o binecuvântare, să spun. Al treilea mesaj este sursa divină. Probabil că o parte dintre dumneavoastră vă veți ruga și veți simți un ajutor divin. Probabil că întâmpinați o dificultate și veți simți și din partea divinității un ajutor. Dumnezeu este practic și vă apără de ce e mai rău. Pentru că văd că este cartea cu numărul 12, da? 12, în jur de 12 decembrie, rugăciunile vă vor fi ascultate. Următoarea carte vorbește despre o manifestare divină. Ce înseamnă manifestare divină? Simplul fapt că fiecare lucru din viața noastră reprezintă un miracol, de la naștere și până când înțelegem de ce ne-am născut, ajutorul pe care îl oferim celorlalți se întoarce la noi înzecit. Deci sunt aceste manifestări pe în jur de 6 decembrie, vorbim de Sfântul Nicolae, poate în preajma acestei sărbători, să simțiți că se manifestă dărnicia dumneavoastră într-o anumită situație. Da? Următoarea carte vorbește despre iertare dumnezeiască. Iertarea dumnezeiască vă îndeamnă în primul rând să nu vă mai autocriticați, să nu vă mai auto-învinovățiți și să încercați cât puteți de mult să iertați și pe ceilalți, pentru că a greși este omenește. Și avem carta numărul 27, dar în jur de 27 decembrie
Poate invariabil sau fără voie, cineva poate vă aduce o supărare sau are nevoie de iertarea dumneavoastră. Și ultima, retragerea constructivă, este cartea cu numărul 10, care vă spune în felul următor, că v-ar fi bine dacă v-ați retrage dintr-o anumită situație sau dacă ați găsi niște răspunsuri la meditați, prin meditație. Dacă ați oferi un timp pentru dumneavoastră și gânduri, pentru a vedea ce anume vă doriți, va fi constructiv. Veți putea să clădiți un plan, da? Veți putea să vă dați seama exact de ce anume vă doriți. Da? Bun, dragii mei, hai să vedem următorul pachet, următorul oracol. Se numește Puterea tainică a energiei sublime, subtile, a iubirii. Să vedem calitățile pe care le veți folosi cu preponderență în luna decembrie. Printre multele calități de care vă bucurați, dragii mei, trei dintre ele vor fi mai accentuate și mai mult folosite pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. În primul rând, este vorba despre o transformare. Este ca și cum ați folosi puterea iubirii pentru a trece dincolo de iluzii și a păși în lumina conștiinței. Cred că veți fi mai practici, veți încerca să aduceți pragmatism în gândurile dumneavoastră, veți pleca din anumite iluzii, tocmai pentru a simți că are loc o transformare. În al doilea rând, avem un obiectiv benefic cu mesajul: dispui de starea de hotărâre și de devotament necesare pentru a manifesta în mod conștient iubirea. Probabil că persoana dragă simte nevoia să îi împărtășiți din sentimentele dumneavoastră, să vorbiți despre ele și atunci veți găsi o formă de a concretiza dragostea pe care o simțiți prin ceea ce îi spuneți persoanei dragi, prin felul în care îi arătați această iubire. Da, este un obiectiv benefic pe care vi-l puneți legat de persoana dragă. Și, nu în ultimul rând, această elevare anunță că este foarte important să iei în mod conștient decizia de a intra pe vibrația iubirii. În general, luna decembrie este luna sărbătorilor și intrăm, da, este ca un, nu neapărat ca un comutator, dar intervine acest spirit elevat, spiritul acesta, în primul rând, de a face bine, de a avea o atmosferă cât mai simplă, dar cât mai plină de iubire față de cel drag sau cei dragi. Vibrația aceasta este de a oferi celor care probabil sunt mai nevoiași, de asemenea de a vă oferi dumneavoastră înșivă în primul rând, da? Să nu uitați de dumneavoastră înșivă, pentru că în momentul în care vă ridicați această vibrație și pur și simplu le cereți celorlalți să vă vadă la adevărata valoare, atunci veți cere exact ceea ce meritați, da? Din mesaje de la îngeri voi extrage tot așa o carte cu următorul, iată că s-a ales Vanessa, îngerul Vanessa. Spune așa: pentru a lua o decizie, întreabă-te ce te aduce mai aproape de scopul tău divin și ce anume te îndepărtează de calea ta divină. Probabil că, fiind în postul Crăciunului, dragii mei, veți avea această tendință de a vă întreba ce vă doriți cu adevărat și ceea ce faceți, dacă nu cumva vă apropie sau vă îndepărtează de acest obiectiv, la care o altă carte spunea chiar să nu renunțați. Am să extrag și mesajul din partea unui arhanghel. Dacă sunteți credincioși și credeți în îngeri și în entități de lumină, veți avea și acest mesaj. Iar dacă nu credeți, dragii mei,
pur și simplu puteți să preluați mesajul care reprezintă o încurajare. De exemplu, darul Arhanghelului Rafael spune așa, că vă susține în orice proces de vindecare naturală a afecțiunilor trupului tău și a rănilor tale sufletești. Acest Arhanghel Rafael este un maestru al regenerării ființelor umane și vă susține acțiunile de purificare pe care le doriți să le aveți. Probabil că dacă nu veți putea ține întregul post, totuși veți mânca niște lucruri cât mai echilibrate, da, care să fie cât mai sănătoase pentru dumneavoastră, da? Și în orice caz, primiți acest ajutor divin dacă vă va fi necesar, da? Nu uitați practic să-l cereți dumneavoastră, pentru că îngerii nu prea vin nechemați. Haideți să continuăm, pentru că ne apropiem de aspectul dragostei, da, trecem la etalarea de dragoste, dragi persoane în zodia peștilor, să vedem ce mesaje au cărțile, ce spun aceste cărți, ce mesaje au. Oracolul zodiac, așa se cheamă, vorbește despre persoane și despre zodiile acestora. De exemplu, am să vă spun predispoziția a persoanei care vă iubește. Poate să fie o persoană din berbec, leu săgetător. De asemenea, ar putea să fie important un număr 25 sau cifrele 2, 5, 7, 10, 1, de asemenea. Iar ca litere conținute în nume sau prenume ar exista O, F sau C sau și și. Să vă spun cine anume vă dorește. O persoană tot în zodia pești. Puteți să fiți un cuplu format din două persoane în zodia pești. Numărul este 12, deci avem energiile lui 1, 2 sau 3. Iar ca litere conținute în prenume sau nume avem E, I, P, S sau T. Apoi să vedem cine știți deja că vă iubește. O persoană în zodia leului, da? Se pare că știți deja că această persoană în zodia leului vă iubește. Și cifra 5 poate să fie importantă, iar ca și litere din prenume sau nume avem E, U sau L. Cine nu știți că vă iubește? O surpriză. Cine nu știți că vă iubește? Este o persoană din berbec, leu sau săget... Nu. Din rac, scorpion, pești. Da, este un semn de apă. Iertați-mă, dragi persoane în zodia peștilor. Nu știți că vă iubește fie un rac, fie un scorpion, fie tot o persoană în zodia peștilor, da? Și avem literele A sau P în prenume sau în nume, iar ca și numere avem 24, 42, cifrele 2, 4, 6 sau 8. Și cu cine veți face revelionul sau cu cine veți petrece de sărbători? Pot fi persoane din gemeni balanță vărsător, da? Ca și numere sunt importante 26, cifrele 2, 6, 8, numărul 12, da, sau 21, respectiv 3. Deci, bun, iar ca și litere în prenume sau nume avem A, E sau R. În cazul în care nu ați rezonat, mai sunt cărți de tarot în care voi exemplifica zodiile. Da? Care ar fi sfatul? Haideți să vedem din acest pachet șoapte de iubire. Din șoaptele de iubire, iată cum s-au evidențiat. Îmi place foarte mult atunci când cărțile comunică. Vi se spune, da, cartea cu numărul 12 are mesajul să aveți încredere, să aveți și credință și încredere în situația de față. Pentru că se va găsi o soluție și o veți rezolva. Al doilea mesaj spune că aveți o conexiune spirituală cu o persoană, nume 27, parcă era cartea iertării, că trebuia să o iertați. 27 decembrie poate să fie. Această conexiune spirituală arată că o relație
este, reprezintă de fapt o conexiune care vine dincolo de viața aceasta. Este ca și cum fie ați întâlnit, fie veți întâlni o persoană care să, pe care s-o fi întâlnit în trecut. Da? Poate veți relua legătura cu o persoană din trecut. De asemenea, poate să fie, dacă dumneavoastră credeți în teoria vieților multiple, cineva care, cu care ați avut o relație și vine și în această viață. Poate că atunci ați fost întrerupți și nu ați putut să vă trăiți relația. Spune așa, dragi persoane în zodia peștilor, să cereți ajutorul. Spune așa, ce anume aveți nevoie? Trebuie să acceptați acest suport din partea cuiva. Deci să aveți curajul să cereți ajutorul persoanei dragi pentru ca relația dumneavoastră să fie cât mai armonioasă. Să vedem din partea îngerilor romantici care ar fi mesajul. Da, sperăm să fie cât mai frumos și cât mai plăcut. Eu vă doresc o lună decembrie minunată, dragii mei, și m-aș bucura. Iată, vorbim aici de niște factori religioși sau o cale spirituală care vă împiedică puțin în această relație sau vă afectează viața amoroasă. Fie că aveți naționalități diferite sau religii diferite, fie că aveți vârste diferite și, de asemenea, văd faptul că există poate păreri despre viață care nu coincid și ar trebui să stați mai mult de vorbă, să aveți încredere pentru a găsi niște puncte comune în relația dumneavoastră, pentru că la prima vedere pare că ar fi niște diferențe destul de... Da, pe care pachetul a vrut să le evidențieze. Să vedem și din Lenormand, pachetul de Lenormand are și el un mesaj. Tot așa, legat de... Am avut impresia că s-a întors acea carte. Poate că mă înșel. A, nu, nu mă înșel. Iată, este exact cartea peștilor, da? Știu că dumneavoastră vedeți imaginea inversată și îmi cer mii de scuze pentru că eu filmez cu tableta și nu am cum să întorc aceasta. Eu nu filmez cu o cameră, știți, ca să fie imaginea dreaptă. Ea se inversează, îmi cer mii de scuze încă o dată. Cartea aceasta a peștilor anunță o prietenie deosebită, numărul 34 sau cifrele 3, 4, 7, numărul 12 poate să fie important sau 3 din nou, iar acest rege de monede, da, pe care îl vedem aici în dreapta, acest popă de romb, reprezintă o stabilitate, reprezintă o bucurie de viață, multă prietenie în relațiile dumneavoastră, bunătate și compasiune. Regele de monede este în general persoana căreia îi place să se bucure de viață, să mănânce bine, să bea bine, adică, cum să spun, să se bucure de un vin bun, nu neapărat pentru a se îmbăta, să mănânce ceva gustos, poate de sărbători. Deci simțiți așa, vă simțiți precum regii de monede, dacă sunteți domni, iar dacă sunteți doamne, o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, poate să vă facă să vă simțiți într-un mod deosebit. Deci aveți această, aveți din partea unui rege de monede, da, un mesaj destul de interesant. Trecem mai departe, pentru că am ajuns la tarotul iubirii. Ia să vedem, dragii mei, ce spune acest pachet în legătură cu relația dumneavoastră sau dacă veți cunoaște pe cineva, în cazul în care sunteți curioși. Mesajul este iubire pură platonică. Cred că a fost și la vărsător. Poate că aveți o relație cu o persoană în zodia vărsător. Pentru, sau nu, poate este o simplă coincidență. Această iubire platonică îmi spune că fie veți cunoaște o persoană care vă admiră în secret și poate n-a avut curajul să vă spună și ia inima în dinți, sau poate o să observați dumneavoastră și o să îi dați un imbold.
Fie vorbește despre faptul că o iubire platonică va deveni o relație și că veți începe o relație cu o persoană da, pe care o placeți și ea vă place și veți da curs acestei relații. Da? Avem numărul 12, poate are importanță, da? Este arcana cu numărul 12. Să vă spun, dragii mei, și cele trei mesaje pe care dorește să vi le adreseze fie o singură persoană, fie trei persoane diferite. Probabil că nu are curajul să vă spună și atunci ce face acest bol, da? Ne oferă niște mesaje, ca și cum ar fi din partea acestei persoane. Da? Cum spuneam, poate să fie o singură persoană sau fiecare mesaj să fie adresat de către altă persoană. Și spune așa: ești frumoasă când te trezești, frumoasă înainte ca părul să-ți fie periat, frumoasă la serviciu. Cred că este cineva de la serviciu, dragii mei, pentru că știe cum sunteți la serviciu. Frumoasă când ești îmbrăcată, elegant, și frumoasă pe canapea, în pantalon de training. Cred că v-a văzut de training, pardon, training, nu training, pantalon de training. Practic, cred că v-a văzut, cred că e un prieten comun. Și ați avut o relație platonică și cred că vrea să începeți o relație, acest prieten, da? Acest prieten care v-a văzut atât la serviciu cât și în pantalon de training. Ia să vedem acum al doilea mesaj, da? Ce vă spune cel de-al doilea mesaj? Iubirea este o promisiune, dragostea este un suvenir. Odată dat, niciodată uitat. Nu lăsa niciodată să dispară. Probabil că ați făcut o promisiune de iubire, probabil că sunteți departe de o persoană dragă și aceasta simte nevoia să vă reînnoiți aceste promisiuni de iubire și că atunci când îți oferi inima unei persoane, în momentul acela să nu renunți, dar să păstrezi acea promisiune, acel legământ. Așa se adresează. Nu știu dacă ați început o altă relație. Iată ce încurajare primiți din partea altcuiva sau poate aceleași persoane. Nu uita că nu ești singur sau nu ești singură. Cu tine sunt oamenii apropiați, inclusiv și eu. Amintește-ți de dragostea și sprijinul nostru. Împreună ne va fi mai ușor să facem față tuturor obstacolelor. Cred că este o persoană care vă iubește necondiționat, care vă susține și trebuie doar să-i cereți ajutorul. Da, cred că a fost acea carte să cereți ajutor și biletul la fel spune, să o anunțați pe această persoană oricând aveți nevoie de ajutor. Bun! Hai să continuăm, dragi persoane în zodia peștilor, cu etalarea de dragoste. Să vedem ce alte zodii pot să aibă importanță în dragoste. Pentru luna decembrie, iată cum cad cărțile și eu le voi grupa. Am nevoie de 5 cărți pentru că fac crucea celtică mică. Dragii mei, ia să vedem. Aș prefera să cadă cărțile și să nu le aleg eu. Ați văzut cum cad cărțile una câte una, mai avem nevoie de încă una. Să vedem care va fi ultima carte. Ce carte se va întoarce? Iată. Și avem așa. În primul rând, ce situație vor cărțile să vă semnaleze? Vorbim despre un 4 de monede, persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, cu care puteți avea o relație care este blocată. Nimic nu intră, nimic nu iese. De asemenea, 4 de monede vorbește despre
faptul că trebuie să țineți la resursele dumneavoastră, să aveți grijă cu banii, să aveți grijă, da, să economisiți. Este o situație de blocaj, așa o văd eu. Ce anume știți legat de această situație? 7 de spade. În relația dumneavoastră trebuie să vă vedeți propriul interes. Acest 7 de spade vorbește despre persoane din gemeni balanță vărsător, posibil, dar și despre acest sfat al cărților, da, să vă vedeți propriul interes, pentru că și cealaltă persoană vizează tot propriul său interes și atunci este care pe care. Ceea ce nu știți, da, nu știți, faptul că vine norocul să vă ajute. Poate v-a fost bine, apoi v-a fost rău și acum vă va fi din nou bine. În relație poate să fie vorba despre un săgetător, în orice caz, văd o ameliorare, văd o rezolvare, foarte, foarte frumoasă această energie. Să vedem acum ce s-a întâmplat în trecutul recent. În trecutul recent avem 5 de cupe. Cred că ați simțit o ușoară stare de tristețe și de deznădejde și v-ați concentrat prea mult pe lucrurile care deja s-au întâmplat și parcă nu sunteți atenți la prezent și la viitor. Și cărțile așa vă spun, da? Să lăsați în urmă trecutul și spre viitor să mergeți mai atenți la ce se întâmplă în momentul prezent. Pentru că trecutul nu mai poate fi schimbat, viitorul nu este cunoscut și să vedem viitorul ca predispoziție. Văd un 1 de spade, văd o soluție pe care o găsiți, o soluție bună, o dreptate pe care o faceți în relația voastră sau veți avea o discuție foarte, foarte inteligentă și foarte bazată pe realitate. Și văd destul de puține emoții aici. Deci am cărți din Taur, Fecioară, Capricorn, am cărți din Rac, Scorpion, Pești, am Săgetător, am Gemeni, Balanță, Vărsător. Da? Deci 5 de cupe, cartea voastră a peștilor, este orientată spre trecut. Și cartea aceasta, din nou de spade, Gemeni, Balanță, Vărsător, vine să vă încurajeze că veți răzbi, veți găsi soluțiile. Și totuși să aveți grijă, dar să nu fiți foarte severi din dorința asta de a avea dreptate, este ca și cum alegeți între a avea pace în relație sau a avea neapărat dreptate. Este așa o atmosferă foarte, cum să vă spun, ușor tensionată, dar dacă veți acorda atenție prezentului, s-ar putea să găsiți niște lucruri foarte interesante pentru dumneavoastră. Oracolul indian va fi și el consultat pentru că ne apropiem de partea profesională, financiară, cu sănătatea și cu planul sufletesc. Da, mai avem aceste două pachete, dar să vedem puțin energia legat de job, legat de bani, legat de, da, energia legată de job, legată de bani, de sănătate, iată că veți face o călătorie. Cred că și la vărsător, da? Nu m-ar mira să aveți o relație cu cineva din vărsător, pentru că aveți această călătorie importantă pe 28, poate fi noiembrie sau decembrie, sau poate să fie o călătorie virtuală, ca o transformare pentru dumneavoastră. Veți ajunge la persoanele care v-ați dorit, da? Veți face acea călătorie pentru a ajunge la o persoană dragă. Nu neapărat că mergeți, vă urcați în tren și, sau în mașină sau în avion. Cred eu că este o călătorie în a ajunge la sufletul persoanei dragi. Așadar, nu subestimați acest sfat. Călătoria poate să fie și o delegație frumoasă, legată de serviciu, veți face anumite drumuri pentru bani, da, veți face o călătorie pentru sănătatea dumneavoastră, da, sau pentru liniștea dumneavoastră sufletească. Sunt mai multe variante cu care puteți să interacționați.
Acest tarot epinal îl folosesc pentru planul profesional. Să vedem dacă la serviciu va fi totul ok, dacă va fi bine și din perspectiva, să spun, planului financiar, da? Ce soluții ar fi necesare, planul muncii, da, diverse activități de care vă ocupați, diverse proiecte, tot ce ține de mediul profesional. Și pentru că nu au căzut restul cărților, voi extrage eu încă 3 cărți. Și avem așa, în primul rând, pe planul jobului și al banilor, am un 10 de monede. Fie există această persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, fie chiar dumneavoastră aveți această binecuvântare a unei familii fericite, da? Vă doriți această familie fericită, adică să vă faceți familia fericită. Probabil că veți face eforturi pentru a ajunge la această stare de 10 de monede și, într-adevăr, reprezintă o stabilitate și o siguranță atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei dragi. Ceea ce știți este că poate trebuie să vă consultați cu cineva, poate cu o persoană dragă, poate cu o rudă care ține la dumneavoastră. Această carte îmi spune că vreți, da, să căutați niște răspunsuri, poate la altcineva, să vedeți punctul de vedere, să vedeți cum reacționează această persoană. Ceea ce nu știți, dragi persoane în zodia peștilor, avem un 5 de bâte. Nu știți că veți trece cu bine peste niște încercări. Dacă vor îndrăzni să apară în calea dumneavoastră, veți reuși să treceți peste competiție, veți concura, veți câștiga un anumit concurs sau o anumită dispută. Dar 5-ul de bâte mi-arată multă energie și poate uneori mai apar persoane care vor să pună bețe în roate, dar nici nu vă închisiți de ele, da? Așa este o expresie. Ce lăsați în urmă? Trecutul recent. S-a întâmplat ceva frumos, ați avut o veste frumoasă. Sau poate este acest vărsător pe care l-ați cunoscut sau îl veți cunoaște. Și prin această cunoștință, da, a unei persoane, să primiți așa ca o veste, ca o încununare a unei speranțe pe care, de care vă bucurați. Da, acesta este trecutul recent. Iar cavalerul de bâte, cavalerul de bâte este energia dumneavoastră pe viitor și mă duce cu gândul că sunteți entuziaști și plini de pasiune. Dacă sunteți bărbați, da, iar dacă sunteți doamne, vine spre dumneavoastră val vârtej și vă ia pe sus această persoană din berbec leu săgetător. În general, cavalerul de bâte este ușor nestatornic, da, dacă sunteți domni, ați putea să fiți nestatornici și să aveți mai multe mesaje, da, cu mai multe persoane. Dacă sunteți doamnă, să aveți grijă că acest cuceritor energic și pasional se aprinde repede, dar se poate și stinge foarte repede și să nu fiți surprinși, măcar să știți despre ce este vorba. Da, să vă luați niște măsuri de precauție înainte să vă implicați emoțional. Dar văd energie din Taur, Fecioară, Capricorn, Vărsător, berbec leu săgetător, da? Și aici avem berbec leu săgetător din nou. Deci veți avea această tendință de a face lucrurile destul de pasional, destul de spontan și destul de energic, da? Aveți această energie a cavalerului de bâte. Bun, dacă vorbim de planul financiar și al profesiei, vine partea aceasta de job, vine o soluție ca să găsiți o sumă de bani necesare. Am văzut că veți face multe drumuri, veți folosi entuziasmul și pasiunea. Deci sunt șanse să găsiți joburi, sunt șanse să primiți măriri dacă veți negocia aceste măriri.
văd faptul că veți fi destul de angrenați în luna decembrie și pe parte profesională, dar și pe parte financiară. Da? N-a fost niciun semn de îngrijorare. Și acum Tarot Illuminated, dragii mei, vă oferă situația sănătății și planului sufletesc, pentru că noi, în general, când ne simțim bine, sufletește și starea noastră de sănătate se ameliorează. Contează foarte mult gândirea pozitivă, nu este totul, da, este important și sunt importante toate aspectele din viața noastră. Situația în care vă aflați este un valet de cupe. Poate că fie dumneavoastră, da, pentru că sunteți din zodia peștilor, fie că vorbim despre o persoană din pești, rac, scorpion, acest valet de cupe are o ofertă de dragoste, o ofertă frumoasă, da, este o ofertă inocentă, este acea complimentare, este acea energie destul de tânără. Să vedem acum ce știți. 9 de bâte. Știți că ați depus niște eforturi, da? Poate pe planul sănătății vă simțiți destul de obosiți pentru că ați preluat tot felul de îndatoriri. Iar acest valet de cupe este ca o împăcare, este ca ceva important care se petrece pentru dumneavoastră, da? Pot să fie anumite declarații și nouul acesta de bâte vorbește despre energie din berbec leu săgetător. Avem și soarele aici, da? Deci, practic, trebuie să găsiți o cale să vă odihniți, să mai delegați, da? Să încercați pe cât posibil să respectați un anumit regim sau anumite produse, da? Și avem și un 8 de cupe. Se pare că plecați dintr-o situație și lucrul acesta încă nu-l știți. Veți ieși dintr-o situație, veți pleca, deși vă este bine, veți pleca pentru a vă fi și mai bine și veți simți această îmbunătățire. Da? E legată de o plecare cu acest 8 de cupe. Rac, scorpion, pești este ca și energie, ca și la valetul de cupe. Bun, să vedem ce ați lăsat în spate. Acest 4 de cupe, ați lăsat o deznădejde, ați lăsat o supărare. Pur și simplu sunteți mai apatici, da? Sunteți mai triști și parcă n-ați privit cu mare încredere o propunere care vi s-a făcut și în sfârșit aveți acum ocazia, da, să o tratați cu multă seriozitate. Este ca o ofertă din partea divinității. Da, carta viitorului este această regină de bâte. Cred că doamnele din zodia pești vor fi extrem de încântătoare și extrem de atrăgătoare în luna decembrie, că veți fi aranjate, parfumate, veți încerca, da, să impresionați cât mai mult. Aveți o finețe anume, vă simțiți așa, oriunde v-ați duce, vă simțiți în centrul atenției, lumea în general vă oferă complimente, poate chiar întoarce capul dumneavoastră, după dumneavoastră pe stradă, da? Această regină de bâte vorbește și de persoane din berbec leu săgetător. Deci, dacă sunteți domni, puteți cunoaște o doamnă foarte elegantă și foarte impresionantă din zodie de foc, berbec leu săgetător. Bun, dragii mei, cred că această etalare complexă v-a oferit o imagine asupra energiei lunii decembrie pentru zodia pești. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi, să vă bucurați de sănătate, de toate cele bune. În general, să știți cum să vedeți partea bună a lucrurilor, să fiți ocrotiți, să fiți ocrotitori, să în general să aveți această deschidere spre lucruri noi, spre lucruri
cât mai spirituale și să petreceți cu bine de sărbători, da? Și de Crăciun și de Anul Nou alături de cei dragi. Eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, să vă abonați, să oferiți un like dacă vă place și să distribuiți acest videoclip. Iar dacă vă veți revedea și veți observa că deja există ca un fel de, cum să spun, rezonanță, deja am spus despre lucrul acesta, despre predispoziția acestui lucru, chiar să menționați că ați rezonat, dragi pești, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine, să urmăriți și pentru persoana dragă, dumneavoastră, zodiacul sau predispozițiile în tarot. La revedere! Numai bine, la mulți ani! Să aveți grijă de voi! Pa, pa!